Băieții lui Constantin Diaconu vor fi din nou față în față cu un adversar puternic dacă luăm în calcul situația celor două adversare din clasament. Urban Titu ocupă treapta a 6-a cu 9 puncte acumulate, în timp ce FCM Târgoviște, după 5 partide, este pe locul 11 cu doar un punct acumulat. Însă oficialii formației din Șotânga sunt optimiști și au speranța că se va sparge gheața la Titu vineri 4 octombrie. Meciul municipal, cu excepția meciului de debut, cel cu Reghina, a întâlnit doar echipe din partea superioară a clasamentului. O să urmeze și meciurile cu echipele de la locul 7 în jos și atunci ar putea să apară și primele rezultate importante. Acum jucăm din nou pe terenul unei echipe care se află pe val, e vorba de Urban Titu. Bine, jucăm la Titu, al doilea meci consecutiv în deplasare. Un meci de la care avem speranțe, pentru că ar fi anormal din partea noastră să nu plecăm la drum cu speranțe și cu dorința de a obține rezultate. Ce va fi, o să vedem, dar în momentul de față este fără discuție, noi ne dorim să obținem un rezultat pozitiv la Titu, pentru că nu va fi nicio deplasare lungă, iar în general în meciurile astea între echipele din același județ există oarecare rivalitate care s-ar putea să fie motivantă și benefică. Se anunță un campionat cu partide spectaculoase, preconizându-se o luptă strânsă pentru primele locuri, de la care nu va lipsi nici FCM Târgoviște. O clasare cât mai bună, asta înseamnă, ideal ar fi în primele 6 ale serii. Știu că rezultatele poate vă fac să zâmbiți de fel de până acum, însă sunt meciuri multe, mai sunt meciuri multe de jucat și în plus meciuri de disputat în play-off sau un play-out, depinde de clasarea la finalul sezonului. Și de-aia spun că mai sunt meciuri de disputat, haideți să nu ne grăbim să condamnăm definitiv și revocabil echipa din Târgoviște, FCM Municipal Târgoviște, pentru că